După aproape un an, grădinița din comuna Lozova, raionul Strășenii, și redeschide începând cu ziua de mâine ușile pentru micuți. În acest timp, cât au durat lucrările de reparație, instituția s-a transformat într-un loc de vis pentru copii. A fost schimbat acoperișul, a fost reabilitat blocul alimentar, sălile de grupă și terenurile de joacă. Un rol important în realizarea acestui proiect l-a avut grantul de aproape 800.000 de lei oferit de Guvernul României. Grădinița din comuna Lozova este frecventată de aproximativ 200 de copii. Maria Ungureanu are grijă de cei trei nepoți ai săi. Părinții micuților lucrează, iar așa cum grădinița nu a activat timp de un an, pensionara își dedică fiecare minut pentru educația odraslelor. Foarte greu ne vine. Fica-i la lucru, ginerile la lucru. Eu trebuie să stau cu dânși acasă și nu pot. Tare ar fi de dorit să deschidă cât mai urgent. Reparații au făcut, tot este, copiii au trecut controlul medical și de săptămâna viitoare noi ne gândim că se deschidă. Ne dor de grăniță, ne dor de ridicătoare și copii. Ce îți place cel mai mult să faci la grădiniță? Să mă joc cu prietenele mele. Educatorii se bucură că vor activa în edificiul renovat și spun că au luat toate măsurile de precauție împotriva virusului pandemic. Am marcat, după cum se vede, tot așa după cum se recomandă, mesuțele, pe jos podeaua, copiii să păstreze distanța, la lavoare, același lucru. Am marcat chiar și în vestiară. Avem dezinfectanți, avem măști, avem viziere, halate, suntem gata de a ne deschide, așteptăm mai copiii. Instituția de educație timpurie a fost dotată cu mobilier utilaj pentru bucătărie și spălătorie. Acum e depozitul foarte mare, e confortabil, cu alte stelajuri erau de lemn și nu erau bune, adică nu corespundeau cerințelor. Acum sunt toate din inox, într-adevăr le putem dezinfecta, albituri avem câte 3 seturi. E tot nou, mesă, vesel, farfurii, cănuți, tot avem nou, avem cu ce lucra și ne simțim bine. Boiler avem cu apă caldă, apă rece, tot timpul nu, probleme n-avem. Până la urmă e și casa noastră, o parte din timp îl petrecem aici, muncim aici și să ne fie bine tot întreg. E un rezultat a muncii tuturor, a 39 de angajați, toți au paznici, au păzit, gunoierii au strâns, au măturat și au făcut ordine, au încărcat gunoiul, cadrele didactice au lucrat cu copii. Potrivit autorităților publice locale, instituția a fost construită acum 35 de ani, iar de atunci nu au mai fost efectuate reparații capitale, ceea ce nu permitea instituției să le ofere copiilor condiții pentru o educație de calitate. Acolo s-a renovat atât spațiul extern, intern, acoperiș, deci total. Și acum, recent, în perioada de pandemie, din economiile care sunt în grădiniță, s-au făcut reparații la țările de evacuare a deșeurilor, a apelor uzate în subsol, coridoare, restul, marea parte a banilor sau cea mai mare parte a fost din fondurile venite ca ajutare de grant din extern, grant din România. Costul lucrărilor au fost de aproximativ 800.000 de lei. Din cauza situației pandemice, copiii vor frecventa grădinița peste o zi.